De luna aceasta, ianuarie 2016, angajații din sistemul educațional românesc vor avea salarii majorate cu 15%. Profesorii cu gradul didactic 1 vor primi o majorare de 400-500 de lei, cadrele cu gradul didactic 2 vor primi cu aproximativ 300 de lei mai mult, iar un profesor debutant va primi între 150 și 200 de lei în plus. De cealaltă parte, personalul auxiliar va primi între 200 și 300 de lei în plus la salariu, iar cei cu atribuții de conducere, de exemplu secretarii șefi, vor primi mai mult cu circa 400 de lei. Muncitorii, personalul nedidactic, vor încasa cu 120-150 de lei mai mult. De această majorare vor beneficia de asemenea angajații din inspectoratele școlare județene, precum și din alte unități aflate în subordinea Ministerului Educației, angajații din instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare. Cadrele didactice au mai beneficiat în anul 2015 de alte majorări salariale, cu 5% începând din luna martie și cu încă 5% începând din luna septembrie. În ceea ce privește personalul nedidactic, angajații acestei categorii au mai avut parte de o singură majorare de salarii, respectiv 12% în august.